De astăzi, examinarea în vederea obținerii permisului de conducere la proba practică a fost suspendată. Măsura a fost luată, având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile a gheții și a zăpezii necurățate de pe partea carosabilă și din parcări, fapt ce a generat un risc crescut de producere a unor evenimente rutiere. Examinările pentru proba practică vor fi reluate începând cu data de 16 ianuarie, în cazul în care condițiile meteo vor fi adecvate acestei activități, Informe urmează instituția prefectului Maramureș. Mâine iubitorii de teatru pot viziona gratuit spectacolul Columbinus. Reprezentația va avea loc de la ora 19 în sala mare a Teatrului Municipal Baia mare, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Vineri 13 ianuarie, tot la Teatrul Băimărean, se va juca spectacolul Casa de pe graniță. Miercuri la sala Radio România din Sighetu Marmației va fi lansată lucrarea Meșteșuguri tradiționale din țara Maramureșului, apărută la editura Proema din Baia Mare. Textul albumului documentar este realizat de Teofil Ivanciuc, iar fotografiile poartă semnătura lui Radu Lazăr. Autorii propun cititorilor o filă de istorie veche a Maramureșului.